Bună ziua, oameni buni, și bine ați venit în continuarea seriei de Outlast. Partea a patra. Da, mai putem de frică, deci ne-am jucat aici un pic, am murit, am și filmat, dar normal că am șters și acum ne dorim să nu mai ștergem. Și în acest episod... Hai să mergem la Ica Beach. Cum să vă spun, o să vă povestesc povestea acestui om minunat pe care îl cheamă Dragomir. Du-te-n pula mea. Am făcut de 3 ori partea asta și tu încă te caci pe tine? Încă mă piși pe mine. Aici, încerc nu mai folosi. Aici pișatul se scurge foarte vesel. Deci, Dumitru este... Dai, era pune camera. Ce pula mea vrei? Camera. Așa. Dumitru era un om fericit. Mânca mațe de unde apuca. Dă-i. Pula mea, mi-e frică. Direct. Lui plăcea să își petreacă copilăria în canale cu prietena lui Georgeta, pe care o chema, nu știu, avea ea un nume. Acolo e încuiat. Parcă aici este încuiat. Bineînțeles, deschide, te rog eu. Mă, ce prost. Ce, da, ba la ușă și eu, n-am voie. Și direct o luăm de aici, prin canale. Cum v-am spus, el este foarte priceput în arhitectură. După cum puteți vedea, acest canal este construit de familia lui și de el. Ce pula mea, am bat microfonul în nas. Direct. Da. Nu mi-l mai pune așa aproape că suflu în microfon și e rău. Deci, mi se pare că da, pe aici, direct. Dezactivam... Noi nu avem baterii deloc. Du-te, că aici nu era niciodată, aici nu era nimica. Da, deci cum vă spuneam despre Dragomir. Era un băiat foarte fericit și direct caută în uși. Du-te-n. Bagă mâna spre mine. Ce drăguț. Ești urât. Pură, mă. După cum puteți vedea, și aici este tot construit. Este o pânză de pe engine, da. Era priceput în arhitectura pe engine. Ce? Deci... Dragomir tocmai a intrat în canal. Cred că aici trebuie să... Dumitru, în pula mea, nu se cacă pe el când mai merge în canale, fiindcă el când mergea în canale, lumea era fericită și poneii zburdau pe câmp. Și direct. Triplu salt la paralelie, du-te în pula mea. Pe aici era ăla. Direct săritură pe lângă. Da, fac eu sacrificiu și țin eu căștile. Da. Aici când o luăm pe scări, în pula mea, trebuie să dau reload. Dau. Și direct n-avem baterie. Parcă era prin partea asta, du-te în pizda, mă, direct om. Trebuia să mergem un pic. Da, bineînțeles. Bine, Marcel? Taci. Nu, știi ce? Eu nu mai simt căștile. Tu știi cum se aude? Parcă... Ok, ține-le așa cum arată acum. Direct. Da. De acolo. Aici trebuie să ajung, du-te în pizda, mă, direct, săritură, triplu salt. Încearcă să fugi, nu mai sta! Dar cine dracu știe pe unde trebuie să... Păi, nu pige. Suntem într-un canal aici? Da. Ar fi mai mare. De shift. Direct blocaj. Miron este aici cu noi și se cacă pe fața lui. Băga mea și pula. Unde îți? Unde îți? Mă ia și tu. Vim și tu. Unde nu știu dacă te auzi tare, dar na, bebe. Zi-mi unde îs, unde îs. Ușor. Cum ziceam, Dragomir a vrut într-o zi să se ducă la fast food în pula mea și nu știu că o greșit drumul. Și Dragomir. Vagine. Dragomir acum este într-un loc foarte vesel în pula mea. Unde șoricii de câini stau așezați. Ce pula mea, inventez aici. Nu mai am baterie și rămân fără cameră.
Șoricii, cum spuneam, șoricii de câini stau atârnați în bălți. Ce prost e! Și după cum puteți vedea, Dragomir se duce să mai bea ceva apă. Nu poți. Du-te, mă! No, lasă-o, bă. Hai să dăm din nou load înapoi. Da, vom începe din nou, fiindcă nu știu ce dracu am putut să fac aici. Din câte mi-aduc aminte, era o scară. Da, cine dar tu te-ai dus la... Eu m-am dus în pulă cu satelitul. Acolo m-am dus eu. Și direct iar avem două baterii directe. Unde sunt aici? Ba nu, stai, întoarce-te. Pune-te jos. Deci stai, parcă mi-aduc aminte pe unde a luat-o. Stai aici. Mergi tu, da. Stai tu acolo. Bineînțeles că Dragomir era un copil foarte vesel. Cred că e a patra oară când spun că era foarte vesel, dar acum e tare trist că a ajuns în canal. Chiar dacă m-am spus că și-a petrecut familia, și-a petrecut viața în canal, acum e diferită situația. Deci, cum am vrut să vă spun, mâinile lui sunt sclerozate și nu știu. Ce am mai vrut să vă spun e că... Drac, eu nu văd nimic aici, să mor eu. Și ce am mai vrut să vă spun este că Dragomir... Dragomir pulă de WC-ul. Da, Dragomir pulă de WC-ul. Găsește un satelit direct pe scări. Da, gata, continuă. Am găsit niște scări, oameni buni. Oameni răi în pula. Acolo e Marcel. Marcel... Și ce? Mai bine de run, mă duc să facă. Am vrut să vă explic. Run! Dar nu merge, nu știu de ce nu merge repede. Dă-i și... Mă las să merg repede. Și direct, săritură triplu salt, băga-mi, așa am ajuns. Direct! Aici trebuie să iau la dreapta și-mi fute unul în ciumec peste față, du-te în pizdă. Marius! Au! Mi-ai simțit-o? L-am crescut în... Te-am crescut în bălți și în WC-uri și tu așa mă răsplătești, mă, culă. Pizda, mă. Direct! Încolo! Run! Hey. Și aici punem pauză, fiindcă de aici ai zis că te joci tu în pizda, mă. Mai am 3 metri de ajuns. 3 metri? Au! Ar fi bine să mă uit în spate. Bineînțeles. Ah! Fugi, nu mai sta! Fugi! Like a motherfucker. Da, când o să înceapă ăsta să joace, eu îmi pun căștile și vă mai povestesc din viața foarte frumos o gaură. Direct. Da, aici... Oprește camera. Na, și de aici ai zis că joci tu, saving, bineînțeles. Na. Direct, intră Rareș. Na, mă, m-am jucat, mă, pulă. Unde te duci? Așa, bineînțeles că eu va trebui să stau cu căștile pe urechi să vă mai povestesc viața lui Dragomir. Pulă de WC. Uite, bineînțeles că Rareș, nu știu, mănâncă ceva de aici, Dragomir vrea să deschidă dulapul pentru a mânca ceva, niște șaorma care are. Ce face ăla? Da, în fine, nu contează ce vrea el să mănânce. Așa, ce am mai vrut eu să vă povestesc este că e în pula mea oameni dezbrăcați, direct. Ce am mai vrut să vă spun este că Dragomir este gay. Da, este gay. El fiind gay, s-a uitat la acea pulă de bărbat. Seamănă cu băiatul care stă aici și se joacă. Glumeam. El este foarte este foarte prosex. Ce dracu. Vedeți, mi-a zis să sug, bineînțeles. Adică nu-i bineînțeles, că-i rău înțeles. Joacă-te, direct. Direct scări duble. Așa, deci. Dragomir. Cum să vă spun eu, era un copil vesel, la 5-a oară când zic că era vesel în bună. Nu mai pot de frică, nu? Nu mai pot că era vesel, mă, că acum e trist, rău. Deci, cum, ce-am mai vrut să vă spun e că Dragomir era un copil vesel, adică... ce-am vrut eu să vă spun e că Dragomir,
când era mic, prefera sarmalele în loc de ghiveci de flori, de, în loc de ghiveci din bud, adică în loc de mâncare. Sarmalele erau mâncarea lui preferată, îi ofereau o oarecare plăcere senzitivă. O futea pe maică-sa tătă ziua. Din nou o luăm prin canale. Marius era un copil foarte vesel. El s-a născut la clinica de ortopedie și masturbare a clinicei Cluj. Și direct se aude un sunet de zici că vine cineva după tine, sari. Da. Am vrut să vă spun... ceva Mozart, Sinfonia 7. Doar ce, ceva vrea să intre în pielea lui Dragomir, să-l înțeleagă mai bine, să-i înțeleagă viața mai bine. Așa, cum am, ce-am mai vrut eu să vă spun e că Dragomir avea foarte mulți prieteni. El nu se pișa niciodată în WC-ul, el doar dădea pe lângă. Nu știu. Și direct au venit ăștia să ne fută trei ciumege în cap. Direct. Fugim. În pula mea ne-am blocat direct. Aici cum ce am vrut eu să vă spun? Ce-am vrut să vă spun e despre Dragomir e că el nu era un copil normal, el trăia în orfelinat. Taci, eu povestesc despre viața lui Dragomir și tu. Deci da, aceștia sunt frații lui Marius cel handicapat sau picior amputat sau ce nume de handicapat i-am mai dat eu. Ce-am mai vrut să vă zic e că... Fugeți, fugeți. Au dispărut. Dar nu știu! Direct ciomeg peste ochi. Direct, bâtă în cur. Așa. Deci Dragomir locuia într-un orfelinat. El nu era un copil tratat ca ceilalți. El mânca sandwich cu chiftele toată ziua pentru